Banca Transilvania nu-și lasă investitorii la greu, deși a spus că nu o să plătească dividende pentru că cumva așa a fost direcționată de către BNR. Acum vrea să plătească dividende. Vedem că directoratul a propus un dividend de aproape 5% randament al dividendului la prețul actual către acționari și vedem dacă acționarii votează. Cel mai probabil o să voteze. Hai să discutăm despre acest dividend. Prima știre pe care am văzut-o și am acoperit-o pe acest canal a fost că Banca Transilvania a spus că acești 900 de milioane de lei din profitul pe 2022 să meargă pentru capitalizarea băncii, restul fiind alocat constituirii de rezerve. Propunerea este în concordanță cu recomandările BNR. Profitul este folosit pentru susținerea creditării și dezvoltării economice. Am văzut această știre în momentul în care au venit rezultatele financiare pe 2022, pe întreg anul, da? la ceva timp după. Și am acoperit-o pe acest canal, am discutat că BNR a recomandat tuturor băncilor să nu plătească dividende, să capitalizeze, să fie mult mai bine capitalizate ca să aibă suficient de multe lichidități în cazul unor vremuri poate mai incerte și am văzut că Banca Transilvania nu a anunțat dividend când celelalte companii au anunțat și a anunțat și știrea asta că merge către constituirea de rezerve și pentru capitalizarea băncii. Și foarte mulți investitori au fost dezamăgiți, investitori care au investit exclusiv în Banca Transilvania pentru dividende. Au fost destul de dezamăgiți cum adică să nu primească dividendul pentru că este un dividend stock pentru mine Banca Transilvania. Voiam dividende. Și atunci, nu mă plătiți, poate aloc capitalul în altă parte, poate un cost de oportunitate prea mare pentru mine. Și a fost această incertitudine. Dar vedem între timp că Banca Transilvania vrea să dea dividende de 900 de milioane de lei, randament de 5,5% pentru investitorii de la BVB, dacă luăm în calcul prețul curent. Vedem așa, Banca Transilvania, cea mai mare instituție de credit din România, convoacă acționare pe 29 septembrie 2023 pentru a aproba, printre altele, repartizarea 902,5 milioane de lei sub formă de dividende. Astfel, banca de la Cluj propune un dividend de 1,13 lei pe acțiune, ceea ce la prețul curent de tranzacționare de 20,5 lei echivalează cu un randament de 5,5%. Și o să-l calculăm împreună. Aprobarea distribuirii dividendelor în numerar din profitul anului 2022, precum și din rezervele aferente altor ani. Suma de 900 de milioane de lei din rezervele de profit net aferente anului 2022, precum și suma de aproape 5 milioane de lei din rezervele de profit net aferente anilor precedenți, deci plătește mai mult, nu ia doar din profitul net din 2022, ia și din rezerve de profit net din anii precedenți. Astfel, această sumă totală de 902 milioane de lei fiind acordată ca dividende în numerar. Și vedem că dacă s-ar aproba și cel mai probabil se aprobă de către acționari, vedem că. Că banca propune pe 23 octombrie 2023 date de înregistrare, dar cel mai important ex-date pe 20 octombrie 2023. Ce înseamnă asta? Dacă acționarii aprobă, da, să spunem că aprobă această propunere, atunci tu trebuie să deții acțiuni Banca Transilvania până pe 20 octombrie. Da? De fapt, ultima zi în care poți să cumperi este 19 octombrie 2023. Din nou, trebuie să vedem dacă se aprobă, cel mai probabil se aprobă, dar până nu vedem nu este cert 100% și după ce se aprobă, ex-date-ul asta reprezintă. Prima zi în care acțiunea nu mai conține dividendul pe bursă și atunci ca să fie eligibil sau eligibilă pentru dividendul plătit de Banca Transilvania, trebuie să cumperi cel târziu până pe 19 octombrie, dar mai întâi așteaptă-te rog să se aprobe și nu lua decizii financiare prea repede pe ceva ce încă nu s-a aprobat, dacă vrei cu adevărat dividendul. 99% probabil se va aproba, rămâne de văzut. Iar 6 noiembrie 2023 ar fi data plății. Asta este data propusă. În cazul în care se aprobă, atunci te vor plăti dividende cei de la Banca Transilvania. Am văzut că în 2022, într-adevăr, profitul net pentru Banca Transilvania a fost de 2,5 miliarde de lei la nivel de grup, în creștere cu 23% față de anul 2021, în timp ce activele s-au majorat cu 6% la aproape 141 de miliarde de lei. Pe de altă parte, veniturile operaționale au urcat de la 4,9 miliarde de lei la 6,3. Lei, miliarde de lei. Pe lângă asta, Banca Transilvania vrea acordul acționarilor pentru un program de obligațiuni de 1,5 miliarde de euro. Vedem, convoacă acționarii pe 29 septembrie și să aprobe un program de obligațiuni corporative cu o scadență de 10 ani pentru o sumă de maxim 1,5 miliarde de euro prin mai multe emisiuni separate. În aprilie, banca a tras 500 de milioane de euro de pe piețele externe într-o emisiune aprobată de acționari și care a fost suplimentată cu 100 de milioane de euro în iunie și cu 200 de milioane de euro în iulie. Aprobarea unui program de emisiuni de obligațiuni corporative denominate în euro și sau în lei și în altă valută după caz, în condițiile pieței în ceea ce privește rata dobânzii cu o scadență de maxim 10 ani, cu frecvența cuponului anuală sau semianuală pentru o sumă de maxim 1,5 miliarde de euro sau echivalent, pe baza unei structuri flexibile, prin mai multe emisiuni separate derulate pe o perioadă de maxim 5 ani, cu delegarea competențelor privind stabilirea condițiilor programului de emisiune către Consiliul de Administrație conform punct 5 de pe ordinea de zi. Se finanțează foarte mult acum, probabil că e și ancorat într-o companie normală. E o bancă și băncile se finanțează destul de mult să aibă lichidități mari, lichidități pe care să le dea mai departe în împrumuturi sau să investească în activitate operațională sau să plătească dividende și așa mai departe. Sunt mai multe direcții de utilizare a capitalului, dar într-adevăr se finanțează destul de mult. În momentul de față vedem că suntem pe 24 /8 2023 vedem că piața a avut o reacție destul de pozitivă, o creștere cu 1,46% pe bursă, la 20,8 lei pe acțiune, după ce am văzut această propunere către acționari. Mergem mai departe în raportul curent să vedem cu precizie informațiile din această propunere. Da? Hai să vedem așa, evenimente importante de raportat. Vedem, pentru adunarea generală ordinară, da? aprobarea distribuirii dividendelor în numerar din profitul anului 2022, precum și din rezervele Aferente altor ani, astfel suma de aproape 900 de milioane de lei din rezerve de profit net aferente anului 2022 plus aproape 5 milioane să fie plătită în dividende, un dividend brut pe acțiune de 1,13 lei. Și am discutat deja despre asta, 20 octombrie 2023 ar fi data ex-date, adică prima zi în care acțiunea se tranzacționează pe bursă dezbrăcată de dividend, nu mai conține dividendul, și 6 noiembrie data plății. De asemenea, vedem că este și adunarea generală extraordinară a acționarilor convocată pe această propunere da? de obligațiuni până la 1,5 miliarde de euro. Da, și putem să vedem aici detalii cu privire la această propunere, deja le-am acoperit din știre. Deci la acest preț de 20,74 lei pe acțiune, dacă am luat în calcul acest dividend brut de 1,13 lei pe acțiune, ar fi un dividend de 5,44%, da, un dividend brut. Deci, acest randament al dividendului ar fi la prețul curent de 5,45 aproximativ la 100. Această știre a fost dată foarte repede în grupul pe Discord privat de către un membru valoros și foarte multe persoane au discutat despre această știre în canalul de discuție special pentru Banca Transilvania. Membrii sunt informați tot timpul, trimit știri, trimit informații valoroase și suntem tot timpul la zi cu ce se întâmplă. Hai alături de noi dacă vrei să fii și tu la zi și să contribui pentru o comunitate și mai valoroasă cu informații de care avem nevoie în calitate de investitori sau poate persoane curioase care vor să fie la zi cu ce se întâmplă. Am văzut pe 18 pe august 2023 și faptul că BT completează cu 190 de milioane de euro programul de emisiuni de obligațiuni care ajunge la aproape 1 miliard de euro și dacă ne uităm în situația financiară pe primul trimestru da, din 2023 pentru Banca Transilvania, la nivel de grup Vedem într-adevăr o creștere în venituri nete din dobânzi, vedem venituri operaționale o creștere destul de mare și profitul perioadei mai mult decât s-a dublat. Pe partea bilanțieră, vedem în primul trimestru numerar și conturi curente la bănci centrale, dar vedem ce poziție mare și dacă ne uităm la total active, 147, atenție, de miliarde de lei are Banca Transilvania în creștere față de perioada precedentă din 2022. Dacă ne uităm pe întreg anul 2022, iarăși vedem o creștere în venituri operaționale destul de mare pentru Banca Transilvania la nivel de grup și la nivel de bancă și profitul net a avut o creștere și la nivel de grup și la nivel de bancă. Hai să ne uităm la evoluția acțiunii pentru Banca Transilvania. Cine a investit acum 10 ani în Banca Transilvania și a acumulat, a acumulat, a acumulat? Acum vedem că stă foarte, foarte bine. Cine a început să investească prin 2019-2020 stă destul de bine. De asemenea, dacă ai investit în vârf, să spunem, da? pe la sfârșitul 2021, ești în scădere, într-o pierdere nerealizată, dar nu ești departe de a fi pe break-even, adică de a se recupera poziția inițială. Deci acționarii în Banca Transilvania au fost destul de avantajați de o creștere în preț, acum și de o propunere de distribuire de dividend, adică un randament suplimentar, bineînțeles că se va corecta prețul pe acțiune ce paribus cu valoarea dividendului, dar totuși vedem că vrea să dea înapoi. Am văzut într adevăr mai multe perioade în care prețul pe acțiune a scăzut în ultimii 5-6 ani, să spunem, da? Și a scăzut destul de mult. Vorbim aici de la 15 lei pe acțiune, undeva la 9 lei, 10 lei pe acțiune. Mai vedem aici odată, prin 2020 de la vreo 17 lei până pe la vreo 10-11 lei, deci nu a fost ușor, nu a fost o cursă ușoară să deții acțiuni în Banca Transilvania și dacă deții acțiuni în Banca Transilvania, te rog să lași un comentariu și spune-mi atât. Deții acțiuni sau nu dețin acțiuni. De ce vreau să facem asta? Pentru că vreau să vedem ce acționare există în această bancă și deții acțiuni de mult sau ai investit recent în Banca Transilvania și dacă ai investit recent, ce așteptări ai? Încă o chestie, te bucur că te poate plăti în dividende sau ai fi vrut să se capitalizeze mai mult și știu și eu să își maximizeze surțele de venit dacă consider că ar fi fost mai rentabil așa. Deși pentru o bancă, plata dividendelor, cel puțin pentru Banca Transilvania care are o profit stabilitate destul de mare în spate, poate să fie oportun. Vedem că prețul pe acțiune crește, într-adevăr a existat o volatilitate, am văzut pe bursă, ba crește, ba scade, dar totuși stă destul de bine și vedem dacă tragem așa niște linii de suport pe diferite perioade, cum au crescut din ce în ce mai mult și investitorii au acumulat și acum vedem că are o traiectorie ascendentă dar depinde foarte mult cum va prelua piața și bineînțeles ține foarte mult și de sectorul financiar cât de sănătos este și la nivel macro cum vor fi ratele de dobândă cum va fi inflația și alți indicatori. Băncile în această perioadă cu ratele de dobândă mari pot fi avantajate, dar pe de altă parte și consumul scade și poate că încă nu se simte, mai ales pe partea de imobiliare și foarte important pentru că până la urmă o casă sau un imobil se spune că este un produs bancar pentru că ai nevoie de un promot pentru acel activ și atunci cumva banca face bani când tu investești mai mult sau cumperi, să zicem, imobile pentru consum propriu, nu pentru investiție. Și atunci este o sabie cu două tăișuri. Vedem într-adevăr că există o creștere în prețul pe acțiune. Vedem că o casă de cercetare în Company își păstrează un preț susținut de 27 de lei pe acțiune față de 20 de lei pe acțiune, adică un potențial de peste 35%. Acum, mâine vin rezultatele financiare pe primul semestru, pe două 2023 pentru Banca Transilvania. Dacă vrei să pregătesc o analiză cuprinzătoare pentru Banca Transilvania, te rog să lași un comentariu mai jos și să-mi spui vreau analiză, atât, nu-și cer mai mult din timp. Vreau analiză, două cuvinte, spunem dacă vrei să desfășori această analiză, dacă te interesează să vezi ce rezultate au reușit să obțină. Și vreau să creștem împreună. Te aștept în comunitatea pe Discord alături de noi și până atunci investiții profitabile. Salut!